Cum a schimbat pandemia viața voastră de familie și ce suport emoțional le-ai oferit copiilor? Sunt niște întrebări foarte grele, la care voi încerca totuși să răspund, pentru că m-au invitat cei de la UNICEF, care au un proiect pentru conștientizarea importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei. Noi suntem un caz fericit, o familie fericită, dacă vreți, pentru că am reușit să avem copilul mare, Sofia de 9 ani, din nou la școală. Alții, din păcate, trebuie să mai aștepte. Pentru că băiețelul cel mic este la creșă și a mai putut merge din când în când la grădiniță. Pentru că în același timp avem o curte micuță în care am mai scos copiii. Dar, în general, chiar și așa ne-a fost extrem de greu. Pentru că, dintr-o dată, noi, părinții, ne-am văzut obligați să le facem pe toate. Să fim și profesori, să suplinim online-ul ăsta în care eu nu cred deloc. A trebuit să încercăm să echilibrăm perfect, să devenim niște roboți, dacă vreți, între viața privată și serviciu, între familie și carieră. Și presiunea este imensă. A trecut, iată, un an și e foarte complicat. E foarte complicat. Totul s-a aglomerat foarte tare în creierul adulților. Dar în același timp și pentru cei mici este extrem de dificil. Pentru că dintr-o dată s-au văzut cei mai mulți dintre ei, cum spuneam, închiși între patru pereți. S-au văzut blocați în fața calculatoarelor pe care până atunci le accesau doar cu timp limitat, blocați undeva la 8 ore pe zi. Asta se întâmpla cu Sofia când trebuia să stea online. Era groaznic. Am văzut-o pe Sofia mea având probleme emoționale, transformându-se dintr-un copil foarte vesel într-un copil apatic, ceva mai abătut. Am văzut-o pe fiica mea când s-a întors la școală, pur și simplu plângând de bucurie. Credeți-mă, suporta orice, note, nici nu conta, teste peste teste, doar să ajungă din nou la școală. Este foarte dificil și chiar cred că e nevoie de consiliere specializată. Cred că atât adulții cât și copiii au nevoie de sfaturi specializate, au nevoie de detalii, de soluții, de cineva care să-i asculte. Sănătatea mentală este în pericol în momentul de față, poate la fel de mult ca sănătatea fizică. Și de aceea, încă o dată, vă spun că UNICEF are acest proiect și găsiți pe site-ul lor toate detaliile și vă rog să-l accesați. Cred că orice ajutor pe acest subiect este binevenit. Eu am fost Dan Cruceru, taticul, și vă doresc să rămâneți cu toții bine, atât fizic cât și aici.